M-am îmbrăcat și eu un pic mai vaporos, mai așa, că doar suntem la mijloc de iulie, nu-i așa? Toată lumea în vacanțe, nici nu mizez pe faptul că o să da share, like, măcar scrieți în comentarii pe unde sunteți în vacanță, să fiți sănătoși și să nu vă muște un rechin. Că o zis și Cătălin Botezatul, zice, la un moment dat eram pe iaht, nu, no, nu în Egipt ca săracii. Era undeva pe ocean, pe iaht și el a sărit țup, 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 țup în apă și la un moment dat a văzut o chestie care se apropie de el. A crezut că e un fotoreporter, vrea să ia un interviu. Colegii de pe iaht îi făceau semne disperate, Mă, Cătălin rechinu! Și atunci ce a făcut Cătălin? I-a tras o poșetă în cap și rechinul s-a calmat. Nu uitați de buymeacoffee.com slash la dacă vă rămân bani din concedii. Mai lăsați și voi berile și donați o cafea ca să avem energie pentru partea a doua de iulie, că vine și Antoldu. Aici în Cluj-Napoca, nu știu dacă știți, dar sigur știți de pe TikTok și alte platforme, pentru Antold se va face un hamburger special cu foiță de aur, că noi nu mai știm în altceva în Cluj-Napoca în afară de foiță de aur, nu-i așa, cu icre de belugă, cu carne vaghiu de 6.200 de euro. Îți ziceam 6.200 de euro, au zis Armin Van Buren, eu mânc de la Mama Manu. <laughs> că nu-i mai dă ăștia bani. Adevărul e că nu, undeva trebuie să-ți placezi investițiile, că acum s-a descoperit că analiștii, oraliști, financiari au zis că uh, whisky a devenit uh, un fel de aur lichid, adică dacă investești în niște distilării din Scoția, poți să-ți lași banii acolo în butoi unde whisky-ul a maturat sau la măturat, nu ne interesează și peste 5, 6, 10 ani o să scoți dublu, triplu. Deci investiți în whisky. Asta mi-aduce aminte că noi ne investim în pălincă, dar a doua zi am și băut investiția. Asta mi-aduce aminte de un banc, știți că eu nu prea zic bancuri că nu le țin minte ci că la un moment dat venea soțul acasă, venea te fără bani după salar, venea, lua bani, dar venea fără bani acasă și îl întreabă nevasta ce faci mă? ce investesc, zice, în ce? În pungi. Ce investesc în pungi. Trece un an, doi, al treilea an nevastă, zice, bag divorț. Unde e investiția? Ai zis că investești în pungi. Unde e investiția? Aici. Investiți și voi în sănătatea voastră. Simțiți-vă bine că doar o vacanță avem de vară pe an după aia mergem numai în city break-uri și unde ne place. Vă salută Nicu Bendea. Dar mai și citiți Vlad, intelectualul echipei. Carte de la Eugen Cuțitar, jurnal de emigrant. Am mai prezentat-o eu odată, dar acum am mai pus niște pagini la sfârșit. Unde mai pui? Că mi-a dat-o cu dedicație. Pentru Nicu Bendea, un om tare fain. Cu stima Valer Cuțitar luați câte o carte de asta, subțirică, citiți-o, că vorba lui Bibanu, îl întreba Dan Puric, zice, maestre, de ce citiți o carte? spune tu, Bibanu zicea, zi, de ce citiți o carte? Nu știu, citesc o carte să nu-ți dau un pum în gură. Unde mai pui că autorul Valer Cuțitar, deci e o carte care taie concurența. Vară plăcută, dar ne vedem vinerea viitoare. Bai mie jni cu bendea.